Lucrează cu piciorul. Întoarcere. Pas. Și mă deplasez în spatele și da? Domnule Maxim, cum decurge pregătirea grupei 2016, cea mai mică a Academiei Gheorghe Hagi? Bună ziua! Într-adevăr, am reluat activitatea în ianuarie, suntem în plină desfășurare a activității, totul decurge conform planificărilor. Ați început și seria de meciuri amicale? Am avut și câteva meciuri amicale, toate câștigate, suntem pe drumul cel bun. Copiii așteaptă cu nerăbdare și să participe la primele lor turnee. Sunt nerăbdători, sunt chiar dornici pentru acest lucru. Sperăm că în viitor apropiat să participăm la primul turneu. Chiar dacă au doar 7 ani, își doresc cu siguranță să facă pași importanți în cariera lor. Sunt cei mai mici, dar cu siguranță sunt cei mai puternici. Așa le și spun, le transmit la fiecare antrenament lucrul acesta. Totul depinde de ei. Sunt receptivi la antrenamente? Foarte receptivi, dornici de performanță și asta ne bucură cel mai mult. Cu siguranță continuă căutarea talentelor, oricine poate veni la selecție? Bineînțeles, îi așteptăm pe cei dornici și pe cei care vor să facă performanță, îi așteptăm la Academie, selecția continuă. Lucrăm cu dreptul, conduci cu dreptul, fentă de șut, schimbare de direcție, schimb direcția, da? Fentă de șut, exterior, întoarcere, transmit și vin. Bogdan, ești la cea mai mică grupă de la Academia Hagi. Cum este la fotbal? Cât de mult îți place? Foarte mult, mă distrez foarte mult la antrenamente. Am înțeles că ești și capitanul echipei? Da. Cum te înțelegi cu colegii tăi? Foarte bine, ne distrăm. Este ca o joacă, dar voi cu siguranță vă doriți să deveniți fotbaliști? Da. Și la antrenamente cum este? Foarte bine. Cum așteptă mingea? Nico, vorbește cu Costa. Fentă, bravo. Schimbare. Excelent, bravo băi, Bogdan. Pas. Bravo. Întoarcă. La meciuri aveți emoții când intrați în teren? Nu. Vreți să jucați cât mai bine? Da, foarte mult. La turnee așteptați cu nerăbdare să participați? Da, vrem să câștigăm. Vreți să obțineți cât mai multe victorii? Da. Tu de ce ai vrut să faci fotbal și nu alt sport? Pentru că mi-a plăcut foarte mult. La școală cum este? Bine. Ia povestește-mi tu o zi așa, cum îți petreci timpul de dimineață până seara? Mă joc, mai multe chestii, mai fac o temă, două. Care crezi că sunt calitățile tale? Ce îți place să faci cel mai mult în teren? Dribling-uri. Dribling-uri? Goluri vrei să marchezi cât mai multe? Da. Da. De la Farul, ce jucător preferat ai? Ionut Larie. Joci și apărător și tu? Da. Și din fotbal internațional, care e fotbalistul tău favorit? Messi. Iar echipa favorită? PSG. La meciurile Farului veniți în tribune, încurajați pe jucătorii constanțeni? Da, așa și așa. Ați ieșit și cu ei înaintea startului partidei? Da, da. Și cum a fost acea experiență? Cum te-ai simțit când ai intrat pe teren și ai văzut și publicul în tribune? Foarte frumos a fost. Care este visul tău ca fotbalist? Să joc mare la PSG. Mario, cât de mult îți place ție fotbalul? Mult eu. Mult de tot? Da. De ce ai venit la fotbal? Ești la Academia Hagi, cea mai bună din țară? Tot îmi place mie aici. Îți place mult și vrei să-l depășești pe tatăl tău? Da. Pe ce post îți place să joci? Atacant central. Ai marcat până acum multe goluri? Da, într-un antrenament 12 goluri. Bravo, felicitări! Și la meciuri când jucați, ai emoții când intrați în teren, când vă întâlniți cu adversarii? Nu, nu. Îi depășiți ușor? Nu, îi depășim eu. La antrenamente, cum vă pregătiți? Cum te înțelegi cu ceilalți colegi? Bine. Este greu și la școală și la fotbal? Obosești? Eu nu știu că sunt la grădiniță. Tu ești de-abia la grădiniță? Da. Deci ești cel mai mic? Da. Și vrei să devii un fotbalist mare? Da. Care este echipa ta favorită? În PSG. Și fotbalistul preferat? Eu, Messi.
Iar de la Faru, de la echipa noastră, ce jucător îți place? Alibek. Denis Alibek, vrei să fii un golgheter și tu? Da. Și? Visul tău ca fotbalist care este? Să mai chez multe goioi. Marco, de ce ai venit să joci fotbal? Îmi place. Îți place să vii la antrenamente, să te joci cu colegii, să dați multe goluri? Da. Îmi povestești cum este o zi pentru tine? Ce faci dimineața, apoi unde mergi? La grădință, la școală, la antrenamente? La grădi. Și după grădi vii direct la antrenamente? Da. Și nu este greu, nu obosești? Nu. Îți place așa de mult și vii la toate antrenamentele? Da. La meciuri, când întâlniți adversarii, ai emoții în teren? Nu. Și vrei să joci cât mai bine în toate meciurile? Da. Pe ce post îți place să evoluezi? Atacant central. Deci vrei să fii un golgheter și atunci ce fotbalist ai tu preferat de la Faru, de la echipa noastră? Alibek și Borza. Deci și Alibek și Borza, și un atacant și un fundaș. Din fotbalul mare, fotbalul internațional, care e jucătorul tău preferat? Pogba și Messi. Și echipa ta favorită? Franța. Îți place de Franța. Cum îți dorești tu să fii mai departe în carieră? Prin lovituri libere și penalti. Deci vrei să te remarci astfel și să ajungi un fotbalist important la echipe puternice? Da. Care echipă ar fi la care ai vrea să joci? La Academia. Bravo!